Numele meu este Victor, colega mea este... Mă numesc Sofia, bună ziua, stimați alegători din circunscripția numărul 38. Așa e, da? Ok, vă salutăm și începem evenimentul nostru, dezbateri publice electorale 2019. Astăzi este 12 februarie 2019. Pe data de 24 februarie 2019 vom avea alegeri parlamentare. Această dezbatere, de fapt, se încadrează în proiectul alegerii liber, alegerii conștient, care este realizat de Centrul Contact Chișinău și este realizat cu susținerea Fundației Soros și în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert. Această dezbatere are scop ca să asigure informarea cetățeanilor și asigurarea dreptului la vot prin cunoașterea platformelor și a candidaților electorale. Scopul acestui proiect este sporirea nivelului de cunoaștere și de înțelegere a cetățenilor din Republica Moldova a condițiilor în care se vor desfășura următoarele alegeri în Republica Moldova. Cunoaștem că s-a schimbat sistemul electoral și foarte multă lume este confuză. Nu înțelegem foarte bine cum se vor desfășura și în cadrul acestor dezbateri vom discuta inclusiv despre acest subiect. Suntem a doua oară aici în oraș. Noi am mai fost și am realizat cu mulți dintre dumneavoastră un seminar informativ și la acest seminar multă lume, mulți cetățeni au propus să înainteze niște întrebări, niște probleme către viitorii candidați. Și tot ei și-au expus opiniile cu privire la viitorii candidați. Ce fel de deputați ar vrea să aibă ei? Iată, pe ecran avem proiectate imagini de la atelierul Open Space, care a fost organizat în toamna acestui an la Hânciești, dar și în alte 7 regiuni, vă zic, din sudul Republicii Moldova. Și cum spunea și Sofia, am discutat mai multe subiecte în care am oferit posibilitatea cetățenilor, simplelor alegători, să-și expună punctul de vedere. Pentru că atunci când s-a schimbat sistemul electoral mic, s-a spus în primul rând că este nevoie ca deputatul să fie adus mai aproape de alegător. Și în cadrul acestor ateliere noi am întrebat, dar ce își doresc alegătorii, care sunt problemele locale cu care se confruntă, cum văd ei această colaborare cu deputatul lor din circunscripție, precum și care este portretul deputatului ideal. Ceea ce ați vizionat până acum a fost un spectacol. Participanții de la seminarul informativ, în jur de 50, mai mult de 50 de fapt au fost, pe viu au vizionat acest spectacol. Uitați-vă și niște secvențe, ceea ce ați reușit o jumătate de spectacol să priviți și dumneavoastră. Ok, și acum... avem câteva reguli pe care o să le propunem ca acest dialog să fie unul civilizat și să avem dezbateri foarte corecte, ca toți concurenții electorali să aibă egal timp, va zic, și posibilitatea să-și expună platformele electorale și opiniile sale vis-a-vis de soluționarea problemelor din Republica Moldova, dar în speță cele din circunscripția 38, și regulile pe care noi le propunem spre aceste dezbateri și o să vă propunem la un moment dat și să votați pentru ele dacă sunteți de acord, ar fi următoarele, va zic, reguli. Deci doritorii de a adresa întrebări, deci veți avea această posibilitate la un moment dat, o să vă rugăm să ridicați mâna sus și cineva dintre noi, sau eu, sau Sofia, o să ne adresăm, o să ne apropiem de dumneavoastră, o să vă oferim posibilitatea să vă prezentați, să prezentați cui adresați această întrebare și să oferiți întrebarea propriu zisă. A doua regulă pe care o propunem este ca cetățenii care vor adresa întrebări de pe loc concurenților sunt rugați să formuleze aceste întrebări scurt, deci nu comentăm, nu venim cu explicații foarte lungi și deci vom indica cui adresăm această întrebare. Noi din ipostază de moderatori nu vom tolera
întrebări gen că întreb pe toți concurenții. O să vă rugăm să vă formulați întrebarea pentru un anume concurent și în așa fel să putem ca mai multă lume să acorde aceste întrebări care vor fi dorite a fi adresate. O a treia regulă pe care o propunem este ca întrebările agresive, care lizează onoarea și demnitatea participanților, nu vor fi acceptate și noi, ca și moderatori, vom stopa astfel de inițiative, în așa fel, spuneam, să avem un dialog civilizat. Și regula numărul 4, participanții la dezbateri se vor abține de la replici, strigete, comportament agresiv și alte manifestări inadecvate în sală. Întrebarea noastră este dacă sunteți de acord cu un astfel de cadru de comunicare. Da? Se acceptă? Ok, atunci mergem mai departe. La dezbaterea electorală de astăzi au fost invitați toți candidații electorali pe circumscripția 38. Sunt 4, vedeți că am pregătit 4 locuri și eu vreau să-i dau citirii. Sunt domnul Botnare Alexandru, domnul Cordunianu Petru, domnul Grigore Copsac și domnul Pierțu Victor. Astăzi, la această dezbatere, pentru dumneavoastră, au venit 2 candidați și îi rugăm să ia locuri la locurile lor în fața dumneavoastră. Vă rugăm domnul Copsac și domnul Botnare Alexandru. Îi încurajăm, dar nu uităm să ne gândim la întrebări, da? Pentru ei. Ei sunt pentru noi, acum au venit. Mulțumesc! Deci, agenda acestor dezbateri de astăzi va fi în felul următor. Deci, pentru început, o să oferim posibilitate fiecărui concurent electoral ca pe parcursul a 2 minute să-și prezinte prioritățile, teze din platforma sa electorală. La următoarea etapă, etapa numărul 2, vom organiza o loterie electorală. Întrebările la loteria electorală au fost formulate de către cetățenii care au participat la atelierele noastre în toamnă, precum au fost preluate și din mass media locală, regională, dar și din discuțiile cu cetățenii. Deci fiecare concurent va avea la dispoziție 2 minute pentru a răspunde la întrebare, iar celălalt concurent, dacă va dori, va avea 1 minută pentru a completa acest răspuns. De asemenea, la următoarea etapă, atunci când vom avea microfonul liber și dumneavoastră, stimați alegători, veți avea ocazia să adresați întrebări, veți ridica mâna și cineva din noi o să se apropie de dumneavoastră, o să vă rugăm să formulați aceste întrebări scurt și concis, cum spuneam, și să menționați cărui deputat sau cărui concurent electoral, candidat în deputat, este adresată această întrebare. Concurenții vor avea la dispoziție 2 minute pentru a răspunde la întrebare și, bineînțeles, 1 minut pentru a completa acest răspuns, dacă se va dori. La etapa a 4-a, deci este o etapă consacrată anume întrebării, vă zic, da, cum deputatul ales în circumscripția 38 își va desfășura activitatea în așa fel ca să fie aproape de alegători. Deci o să putem să discutăm despre acest subiect orientativ pe parcursul la vreo 10 minute. Și avem un mesaj final de 1 minut la finele dezbaterilor, când concurenții electorali vor avea posibilitate să se adreseze dumneavoastră cu un mesaj final. Și mai e o mențiune foarte clară, vă zic că timpul care nu este utilizat de concurentul electoral, deci nu se recuperează și nu trece de la o etapă la etapă. Colegul nostru Vasile Cioare, care este și operator la calculator, va proiecta pe ecran un cronometru electronic și dumneavoastră veți avea ocazia să vedeți cum curge timpul, deci pe ecran. Și ca să începem dezbaterea, domn Vasile, v-aș ruga să includem un spot video, deci este un spot elaborat de către Comisia Electorală Centrală, deci el este adresat subiectului
sistem electoral după care se vor desfășura alegerile, propunem să urmărim acest clip video, după care să începem dezbaterile propriu zise. Та дочери мини почувствовала, ласа. Видео же. Ту, cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot. Ту, cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot. Te întrebat cum sunt aleși cei cărora le încredințezi soarta țării tale. Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. Începând cu 2018, alegerile parlamentare se desfășoară în baza sistemului electoral mixt, ceea ce înseamnă că 50 de deputați vor fi aleși în baza listelor de partid în circumscripția națională, iar 51 de deputați vor fi aleși în baza circumscripțiilor uninominale, câte un deputat pentru fiecare circumscripție. Repartizarea localităților pe circumscripții uninominale a fost aprobată de guvern. Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi constituite 48 de circumscripții, dintre care două pentru cetățenii din stânga Nistrului, care vor putea vota în secțiile amplasate pe teritoriul aflat sub jurisdicția autorităților publice centrale. Pentru cetățenii din afara țării au fost constituite 3 circumscripții uninominale. O circumscripție pentru statele ce se află în est față de Republica Moldova, o circumscripție pentru cele din vest și una pentru Statele Unite ale Americii și Canada. Cine poate candida și în ce circumscripție? Pentru funcție de deputat pot candida cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârstă de 18 ani. O persoană poate candida concomitent în circumscripția uninominală și pe listă de partid în circumscripția națională. Pentru ca o persoană să fie înregistrată în calitate de candidat pentru o circumscripție uninominală, trebuie să prezinte semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot, care domiciliază în circumscripția unde acesta intenționează să candideze. Pentru încurajarea înregistrării candidatelor, Parlamentul a decis să reducă numărul de semnături ale susținătorilor la minimum 250 și maximum 500. Semnăturile pentru susținerea candidaților din circumscripțiile uninominale, constituite peste hotarele țării sau pentru localitățile din stânga Nistrului, pot proveni de la oricare din cele 51 de circumscripții. Prin implicare, devenim mai puternici. Democrația contează. Comisia Electorală Centrală. Mulțumim. Acum începem dezbaterea propriu-zisă și rugăm candidații să se concentreze și să-și pregătească principalele repere, priorități ale programelor electorale cu care ei vin în fața alegătorilor. Și vă rog să începem cu primul candidat, că așa a fost tras la sorți. Veți avea câte 2 minute pentru principalele repere. Funcționează, funcționează. Da. Da, vă mulțumesc. Eu sunt Grigore Cobzac, reprezint blocul electoral acum, care întrunește platforma DA, Partidul Platforma DA, Partidul Acțiunii și Solidaritate, susținut de Partidul Liberal Democrat și Societatea Civilă. Noi ne propunem o guvernare responsabilă. Noi ne-am stabilit pentru următoarea guvernare 5 obiective, dacă care nu exclud și altele care vor apărea pe parcursul efectuării actului de guvernare. Și toate aceste obiective sunt interdependente, pornind de la situația din justiție și care noi o considerăm cea care afectează practic toate domeniile din Republica Moldova, inclusiv economie, viață publică și așa mai departe, politică și așa mai departe, noi ne propunem o reformă radicală în justiție. Chiar dacă în acest domeniu noi avem o legislație nu cea mai rea, situația când justiția este controlată politic, noi ne propunem să o curmăm și o curmăm radical. La acest capitol noi nu vom veni cu jumătăți de măsură, reformele vor fi radicale. Toți cei care
o comisie de legalități, în primul rând angajații din sistem, trebuie să fie demiși și diferiți justiției. Al doilea obiectiv al nostru sunt creșterea veniturilor și noi ne propunem asta să o facem proporțional în fiecare an de guvernare. La sfârșitul actului de guvernare trebuie să ajungem la salariul mediu de 11.000 de lei. Nu ne propunem ca să nu venim cu inițiative neacoperite financiar. Dacă vom avea timp, vom discuta la acest capitol și exemplele care le putem aduce sunt foarte și foarte relevante. Noi vorbim despre servicii publice, calitative, în primul rând, educație, sănătate și, desigur, că infrastructură. La acest capitol, dacă să ne oprim nițel educație, noi avem cei mai buni specialiști din țară. Da, și noi vorbim și despre refacerea relațiilor noastre cu partenerii noștri de dezvoltare. Îmi pare rău că nu am încadrat. Mulțumim. Deci timpul este proiectat pe ecran și dacă, de exemplu, ați auzit sunetul, puteți să vă încheiați gândul. Ok? Putem să folosim același lucru. Să aștept startul. Da, ok. Da, spate, da? Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că s-au ales așa o decizie că să facem acele dezbateri electorale în cadrul până la alegeri parlamentare, ca cetățenii să cunoască despre planul de perspectivă mai departe. Eu am fost unul din inițiatorii care am stat la baza schimbării sistemului electoral mixt, deoarece foarte multă lume a obosit de clasa politică care am avut-o pe parcursul 28 de ani de zile și de ce am hotărât ca schimbarea aceasta ne va da o posibilitate majoră nouă. De ce? Fiindcă noi alegem persoana care ne va reprezenta interesele Parlamentului Republicii Moldova. Dar cea persoană care astăzi candidează, noi asta vă rămâne de ales și multe lucruri care s-au făcut până acum și în realizări și multe altele, dumneavoastră le vedeți, fără ca să le spun. Decizia mea de a participa în alegeri parlamentare, acum la moment, asta și este, fiindcă pot să merg în această campanie pe vot mixt, care până acum n-a fost. Dacă să mă întorc în urmă și să vorbesc despre lucruri care au fost până acum la moment, au fost situații când am fost pus pe listă de partid și eu am refuzat, nu mi-am dorit în Parlament. Acum însă se schimbă și din experiența mea care o am de 16 ani de zile în calitatea mea de primar am început Hâncești, cunosc foarte multe întrebări, probleme care nu au fost soluționate nici până la moment, care urmează în calitatea mea, dacă voi fi ales, să facem multe schimbări și anume reforma administrativ-teritorială care astăzi va da posibilitate și să avem niște primării mai puternice. Acele impozite multe care astăzi ar trebui direcționate. Da, acele multe impozite care astăzi ar trebui redicționate la autorități publice locale, ca ei să poată să aibă posibilități să-și decide de sine stătător, cu alte cuvinte, o descentralizare financiară, care să dea posibilități autorităților publice locale să și facă treaba bine aici, acasă, la Hâncești. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la etapa a doua acestor dezbateri, loteria electorală. Colega mea, Sofia, deja a luat un bol cu acele întrebări, vă zic că spuneam că ele au fost colectate în timpul toamnei, din mass media și, respectiv, oferim posibilitatea primului concurent să tragă o întrebare și să o citească, iar colegul nostru Vasile Cioarică o va proiecta în funcție de întrebarea selectată pe ecran. În același timp aș vrea să vă atrag atenția că în sală avem o boxă pe care o numim poșta civică, da? Colega mea Sofia o să o instaleze aici undeva în față. Și dumneavoastră o să aveți posibilitatea, dacă doriți, da? Să formulați întrebarea în scris și să o includeți în această boxă. Ok? Întrebarea numărul 5, da? Microfonul, luați-o, citiți
un microfon și răspunde. Microfonul ăla trebuie din asta. Cumva faceți așa, luați sticla și de apă de acolo, să nu încurce și... Întrebarea numărul 5. Posibil că una din primele legi care pe care va trebui să o votați în nou Parlament va fi cea referitoare la reforma administrativ-teritorială. Unii consideră că micșorarea numărului de primării nu va aduce schimbări dacă nu se va schimba și atitudinea statului față de autoritățile publice locale. Întrebare. Care va fi impactul acestei reforme asupra localităților din circunscripția 38? Care este viziunea dumneavoastră asupra acestei reforme? Este o reformă absolut necesară pentru Republica Moldova. Ea trebuie de implementat și de implementat cu responsabilitate. Cred că trebuie de luat în considerație experiența precedentă atunci când a fost implementată precedenta reformă. Cel mai principal impediment atunci a fost că cetățeanul care îi trebuia, se ciocnea cu o birocrație necesară, absolut necesară, și aceste documente erau acordate mai aproape de locul de trai, el trebuia să se deplaseze la o distanță oricare mai mare în comparație cu cea precedentă. Eu cred că aceasta a fost una din principalele greșeli care a adus nemulțumirea, a trezit nemulțumirea populației. Trebuie de evitat, eu cred că în centru trebuie de concentrat alte împuterniciri ale primăriei, ale administrației publice, dar mai aproape de cetățean trebuie să rămână birocrația. Eu cred că aceasta trebuie în timp să aibă un efect benefic asupra majorării veniturilor primăriilor. Eu voi pleda ca și deputat pentru majorarea veniturilor primăriilor sau acestor unități administrativ-teritoriale. În acest sens, eu sunt mai radical și cred că trebuie de umblat și la acele impozite care este vaca sfântă a administrației publice centrale, pentru că trebuie de crescut capacitatea financiară a administrațiilor publice locale. Și desigur că municipiul, sau cum se va numi, sunt mai multe modele, trebuie să fie responsabil. Ori noi, în acest sens, avem exemple care nu sunt chiar bune și da, și eu cred că, iată, faptul că municipiul, orașul Câncești a devenit municipiu, până la urmă, este ceva bun. Eu vreau să vă spun că în legislație sunt prevăzute și creșterea veniturilor pentru municipii de la 20 la 40, veniturile de la persoanele juridice. Și în acest sens, desigur că municipiul trebuie să fie responsabil și să se împartă cu aceste venituri. Din câte cunosc eu, în bugetul 2019 al municipiului Hâncești, al orașului Hâncești, nu sunt prevăzute capitole pentru satele care intră în municipiu. Vă mulțumesc! Mulțumim! Am să vin cu o remarcă din ipostază de moderator. Am să vă rog, după finalizarea timpului și un mesaj pentru oamenii concurenți, să finalizați propoziția, nu fraza. Ok? Mulțumim! Deci aveți un minut la dispoziție pentru a comenta această întrebare, dacă doriți. Vă rog. Da, bine. Eu am fost adeptul acestor reforme și sunt și mai departe. Eu sunt pentru lichidarea Consiliului Regional și întărirea atribuțiilor a municipiilor, de concentrat tot ce este de primării. Primarii au un respect foarte mult față de mine și primarii sunt cei care sunt în prima linie în fața cetățenilor și întotdeauna am luptat și eu am fost și inițiatorul care astăzi în Republica Moldova, când s-a aprobat statutul de municipiu, am repartizat așa la nivel de regiuni ca fiecare oraș, care inițiativa mea a fost de 6 orașe, apoi în Parlament s-a aprobat încă plus 2 orașe și pot să le numesc Iedineț, Soroca, Orhei, Cahul, Ungheni și se mai adăuga Strășeniu și Taraclia. De tot 8 orașe. Importanța mare că în aceste municipii, mai departe, cum sunt ele așezate geografic, să fie și centre regionale, care apoi centre regionale se ocupe doar de strategia de dezvoltare economică a localităților date, dar în primării să avem altfel de impozite. Mulțumim! Vă rog să trageți o întrebare.
Întrebarea numărul 1. Întrebarea numărul 1, vă rog. Poți să răspund? Da, să vă rog să citiți întrebarea ca să fie accesibilă pentru da. Voi. Atât în Chișinău cât și în centrele regionale, fermierii, producători direcți nu au loc în piață pentru comercializarea produselor proprii. Piețele sunt permanent ocupate de tot felul de realizatori intermediari. Întrebarea, cine și cum ar trebui să reglementeze aceste chestiuni și să asigure accesul producătorului direct la piețele interne de desfacere? Dar răspund, sunt niște lucruri care ar trebui și administrații publice locale, dar în mare măsură legislația prevede că aceste lucruri sunt făcute de administratorul pieței. Voastre aveți exemplu care eu am muncit foarte mult asupra acestui lucru, care țineți minte ce fel de piață era, care nu-și doreau să facă reparații și eu deoseb am contribuit ca în municipiul Hâncești să fie o piață mai mare, ca să aibă loc nu doar 10 persoane văzând carne, dar 30, 40, 50 de persoane. Și acest lucru a dat o posibilitate ca și producătorii care își fac vânzări, dar totodată și cumpărătorii să aibă alt fel de calitate și alt fel de posibilități în această piață, care astăzi în municipiul Hâncești este dovada că foarte multe din alte regiuni vin și își fac comerț aici la noi, dar totodată și mulți cumpărători care vin la Chișinău și lasă banii aici în teritoriu la noi. Mulțumesc! Okay. Noastră mai aveți la dispoziție 50 de minute, 50 de secunde, dacă vreți să le organizați. Da. Este foarte important că pe a producătorii de produsele agricole trebuie să lucrăm asupra a unor fabrici care este început de acum și la două jumătate a lunii martie va fi gata proiectul care lângă gara auto se preconizează un centru logistic mare de 23.000 de metri pătrați pentru a primi acele produse agricole de la cetățeni, ca apoi să fie prelucrate. Astăzi multe din aceste produse poate fi folosite și în cosmetic, și în parfumerie, și în multe, multe alte lucruri care nu doar să facem gemuri din prune sau alte lucruri, ceea ce se făcea 20-30 de ani în urmă. Lucrurile avansează și tot în asta trebuie să avansăm și noi și de acum suntem pregătiți pentru ca acesta să fie la nivel de țară, așa proiect nu este în Republica Moldova, este în Italia, copiat cam de acolo, unde diferite procese ca uscat, îngheațat, prelucrat și multe, multe alte. Aveți la dispoziție un minut pentru a răspunde la această întrebare? Întrebarea a fost ce facem cu intermediarii, cum excludem intermediarii, cum mărim accesul la producători, la piață. Eu cred că cel puțin acei intermediari nu trebuie să se bucure de susținerea autorităților și în acest caz eu vreau să vă informez și să vă aduc un exemplu de la piața din orașul Hâncești. Toți intermediarii de la carne, care vindeau carne în duminica aceasta, erau îmbrăcați cu vestele Partidului Democrat. Aceasta mie îmi permite să fac o concluzie că ei sunt implicați în acest proces politic și sunt protejați de acest partid. Vă mulțumesc! Mulțumim! Replică la replică nu acceptăm, nu se acceptă conform regulilor și vă oferim posibilitatea să selectați o altă întrebare. Da, începem cu celălalt concurent ca să schimbăm ordinea. Este întrebarea numărul? Numărul 3. Numărul 3, domn Vasile. Citesc? Da. Da. În Hâncești a fost construită o platformă de depozitare de deșeuri menajere. Mai departe, lucrurile nu au mers. Ca și întreaga țară, deșeurile sunt colectate separat, prelucrate, reciclate, așa cum s-a intenționat. Întrebarea. Care este viziunea dumneavoastră în privința gestionării deșeurilor în Republica Moldova? De ce strategia de gestionare deșeurilor 2013-2017 bate pasul pe loc? Da, vă răspund.
Din informația care o am eu, au fost niște investitori străini din Austria, care au dorit să construiască niște fabrici de prelucrare a gunoiului în Republica Moldova. Merge vorba despre niște gunoi și de, la nivel maștab mai mare, regionale, ca aceste gunoi să producă biogaz, dar în acest biogaz fie reprodus energie electrică. Și din câte cunosc eu, acest investitor o lună în urmă au venit la guvernul actual, le-a acceptat tot, dar când au spus că au venit 5 ani în urmă cu așa proiect, le-au cerut pentru Republica Moldova să interesă de vreo 5 ani în urmă, care 5 milioane de euro ia să dea, trebuie să dea mită ca să poată să facă așa proiect major în Republica Moldova. Cei ce astăzi o lună în urmă au primit acceptul și regiunea Nord, Centru și Sud, se va construi 3 fabrici mari, dintre care una va fi în apropiere de Hâncești și totodată adevărat că astăzi gunoiștea care noi construit este plină și intrăm într-o problemă majoră mare, care nu putem construi mai multe gunoiște în jurul orașului, dar trebuie să cei ce avem astăzi acolo să le dăm la reciclare sau cei ce avem exemplu a multor orașe europene, din care dovada o cunosc foarte bine, că avem orașe înfrățite, Polonia, România, Israel, China și multe altele, care am văzut aceste procese, cum se petrec la ei și ne străduim foarte mult ca mai departe urmează nu doar reciclarea acestui gunoi, dar și multe alte proiecte care să avem mai mult transport pentru evacuarea gunoiului și totodată toate satele din jur să avem gunoiște această regională care a dat posibilitate și vom scăpa de această problemă majoră care, într-adevăr, aveți dreptate, este pe toată țara. Mulțumesc! Mulțumim! Da, vă rog, puteți să completați. Aveți un minut la dispoziție. Da, vă mulțumesc. Acest proiect este foarte bine cunoscut. Acest proiect a fost inițiat atunci când Alexandru Botnar era primar, eu eram președinte la Regiunea Centru. Am colaborat împreună inclusiv pe acest proiect și am reușit și am construit această platformă. În strategia națională pentru gestionarea deșeurilor, era prevăzută construcția fabricilor care trebuiau să colecteze aceste produse ale sortării. Ce avem noi astăzi, după 4 ani de zile de guvernare actuală? Aceste politici pur și simplu nu au avut continuitate. Și de aceea un lucru bun făcut atunci, dar neavând continuitate, a rămas ca ceva ridicol. Noi avem aceeași groapă de gunoi plină, sub care sunt îngropați 12 milioane de lei. Actuala guvernare nu a stabilit priorități. Și să nu ne promită ei astăzi, noi trebuie să-i întrebăm astăzi, după 4 ani de zile, ce este cu aceste fabrici. Care sunt acțiunile dumneavoastră cu aceste fabrici? Vă mulțumesc. Nu promisiuni. Mulțumim. Vă rog să selectați a doua întrebare. O să vă rugăm să ne spuneți numărul întrebării, după care să-i dați citirii pentru toată lumea. Întrebarea numărul... Întrebarea numărul 4. Orașul Hâncești dispune de o oportunitate deosebită de a se promova și de a obține dividende de pe urma complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, care este un monument de arhitectură cu o istorie de sute de ani. Revitalizarea acestui important obiectiv turistic s-a împotmolit. Nu știam. A rămas nefinalizate lucrările de amenajare a teritoriilor, a căilor de acces, a castelului de vânătoare, a parcării și altor obiective de infrastructură turistică. Întrebare. Cum vedeți implicarea dumneavoastră în calitate de deputat pe circunscripția 38 în continuare cu succes a lucrărilor de restaurare a complexului istoric-arhitectural Manuc Bey, dar și la dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova? Dar este o întrebare care, vă spun sincer, doare, pe mine personal mă doare. Chiar dacă acest proiect în mandatul precedent nu a fost cel mai important a fost cel cu apa, dar a fost un proiect de suflet. Noi am obținut două finanțări, una de la Programul Operațional Comun Banii Europeni și una prin inter de la Regiunea Dezvoltare Centru. Aceste două finanțări ne-au permis să realizăm ce vedeți aici și cu aceasta s-a terminat mandatul nostru. Eu vreau să vă informez
că odată cu finalizarea mandatului nostru, proiectul a fost îngropat pur și simplu, irresponsabil. Nu s-au valorificat nici acei bani de la Regiunea Dezvoltare Centru, pentru care era hotărâre de guvern, aproximativ 10 milioane de lei, care ne permitea nouă să realizăm și unele din aceste obiective. Eu cred că cartea de vizită a orașului Hâncești ar putea deveni această atracție turistică de rând cu altele. Și observați, aceasta ar da un impuls de dezvoltare economică. Eu reiterez că actuala guvernare, în primul rând, eu mă refer desigur că la Consiliul Raional, apropo, eu am intrat și la Alexandru, mă refer la Consiliul Raional, a procedat absolut irresponsabil. Și acest proiect a fost îngropat. Noi cunoaștem că pur și simplu acolo au fost organizate mese de partid și întruniri de partid. Ne-a contribuit absolut la dezvoltarea acestui complex foarte frumos. Mulțumim. Aveți un minut la dispoziție pentru a completa eventual acest răspuns. Mulțumim. Da. Mulțumesc. Eu vreau să spun că n-am să vicepreședinte a Partidului Democrat pe țară, dar n-am participat nici la o ședință de partid în cadrul acestui conac Manubiei. Totodată vreau să... Bun. Eu tot Monti pot să numesc, domnul Grigori. Sunt lucruri care au fost ceva nou, mers mai departe bine, dar eu recunosc, eu ca primar în Municipiul Hâncești, nu am avut nicio atribuție la acest complex, dar știu foarte bine, sunt și vicepreședintele Agenției de Dezvoltare Centru, unde sunt membru Consiliu și s-a decis, a intrat în finanțare, undeva sumă, dacă nu mă greșesc, 29 de milioane de lei, pentru tot ce este de amenajare în jur și de lanșaft de tot și scările și monumente, nu știu ce pe acolo, care proiectul dat nu l-am văzut, dar știu precis că a intrat la finanțare și dacă nu mă greșesc, pare mi se că anul ăsta, a doua jumătate a anului, va fi la finanțare. Fiindcă la Agenția de Dezvoltare Centru, de foști guvernanți, au fost pornite foarte proiecte multe mari, care nici astăzi au fost fiecare an Agenția de Dezvoltare 200 de milioane, dar au fost contractate contracte de finanțare de 8 miliarde de lei. Vă dați seama, mulțumim. Poftim, care... Mulțumim, mulțumim. Replică la replică, am zis că nu... Pozitiv, acceptăm. Foarte pozitiv. Foarte pozitiv, acum vor fi întrebările din sală, deci până acum ați răspuns la întrebările cetățenilor care au fost formulate, v-a zic, în timpul atelierilor, precum și întrebări preluate în stradă sau din mass media locală și regională. Iar acum mergem la următoarea etapă, care va dura aproximativ 15 minute. Vom invita alegătorii care sunt în sală să formuleze întrebări. Inițial o să vă rugăm să vă prezentați cine sunteți și să numiți concurentul electoral pentru care dumneavoastră doriți să adresați această întrebare. Și colega mea, Sofia, se va apropia de cei care vor ridica mâna ca să adreseze întrebări. Mulțumim! Ridicăm mâna ca să știu unde să merg mai întâi. Ridicăm mâna! Ați spus că aveți niște întrebări. Da, eu vă încurajez. Eu cred că dacă nu vrem să ne numim, nu este obligatoriu. Principalul să numim candidatul și să punem, să formulăm întrebarea. Suntem de acord, da? Mă numesc Aliona, sunt din municipiul Hâncești. Aici m-am născut, aici am crescut și aici am continuat viața mai departe. Am așa o întrebare către domnul Grigore Cobzac. Frumos vorbiți, frumos ați spus că s-a făcut multe, ați participat și ați activat. Bine, așa o întrebare. La concret. De ce școlile din sat au fost, foarte multe școli din sat au fost închise? Mulțumim. Eu repet regula. Fiecare concurent căruia este adresată întrebarea are la dispoziție 2 minute pentru a răspunde la această întrebare. Celălalt concurent, dacă va dori, va avea la dispoziție 1 minut pentru a completa acest răspuns. Vă rog, 2 minute. Da, vă mulțumesc frumos, dar dacă ați putea specifica care școli în raion au fost închise? Care? Fârlădeni și Poteni. Sunt copiii nevoiți să se ducă și chiar și transport nu au. Am înțeles. În satul Permai, vă aduc la cunoștință că
în mandatul nostru, în raionul Hâncești, nu s-a închis nicio școală, niciuna. Au fost transportați la unele instituții elevii claselor a 5-a, a 9-a, la alte instituții, din motiv că erau elevi puțini sau nu era acoperit cu cadre didactice necesitatea respectivă. Vreau să vă accentuez, nicio școală nu s-a închis, cea din Pervomaisk tot nu s-a închis. În general, noi am venit și am adus grădinița în școală, ceea ce a permis ca noi să rezolvăm unele probleme financiare, să balanțăm bugetul acestei instituții. Și acum fiți atentă. După ce am plecat noi, s-a închis școala din Sofia, după ce am plecat noi, s-a închis școala din Sărata Mereșeni, după ce am plecat noi, s-a închis școala din Fârlădeni și după ce a declarat președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, că ei nu admit închiderea școlii, școala din Fârlădeni, tot închisă în mandatul PD-ului acesta, a fost redeschisă. Observați, noi nu am închis aceste trei școli, deoarece noi declarasem că elevii din clasa a întâia, a patra, noi nu admitem să fie transportați. Noi am admis să fie transportați doar clasele a 5-a, a 9-a. V-am spus de ce cauză. Eu v-am răspuns la întrebare, mi se pare că. Mulțumim. Vreți să completați acest răspuns? Ok? Nu? Atunci luăm următoarea întrebare din sală. Vă rog. Cine dorește să adreseze întrebare? Ne-am înțeles să fim activi. Această dezbatere se face pentru cetățeni. Pentru noi, ca să clarificăm mai multe informații despre candidați și platformele lor, să facem, ca să putem să facem o alegere cât mai conștientă, cât mai liberă. Aveți o întrebare? Aveți o întrebare? Aveți, da. Nu mai gândiți, da? Foarte straniu că săptămâna trecută la Căușeni erau prea multe mâini ridicate și nu reușeam să acordăm tuturor cuvântul. Okay. Dacă nu sunt întrebări, noi mergem mai departe, vă zic, de la următoarea etapă. Este o întrebare. Este o întrebare. Avem o mână ridicată, vă rog. Bună ziua, mă numesc Părguță Sergiu. Îmi pare rău că nu sunt întrebări. Am impresia că numai noi suntem 4-5 oameni din altă organizație politică. Întrebare pentru ambii candidați. Spuneți-ne care este părerea noastră despre jaful secolul sau, cum mai spunem noi, furtul miliardului. În genere, ce considerați dumneavoastră despre această situație către ambii candidați? Bine, dar către domnul primar de Hâncești, către domnul Bodnar. Către domnul Bodnar. Mulțumim. Microfon. Eu, dacă nu vor fi întrebări, atunci noi putem să facem excepții de la reguli și să oferim posibilitate ambilor concurenți să răspundă, să le oferim câte două minute să răspundă la această întrebare. Dacă, bineînțeles, sala va accepta. Dacă sala este de acord. Suntem de acord să răspundă ambii? Bine, mulțumim. Întrebarea e bună, dar nu înțeleg de ce la mine. Eu am administrat orașul și parar mi se că cetățenii cunosc ce am eu cu miliardul. Dacă participam și eu în acest furt de miliard, apoi orhei nu ne trece. Dacă acolo spun că să fie Monaco, la noi aveți și pe Chicago. Asta așa ca o glumă, dar vreau să spun niște lucruri care le cunosc așa. Poate și mulți cetățeni nu-l cunosc, Brăcile este sfură din anii 2000. Și îmi pare rău că dumneavoastră îmi dați așa o întrebare unde a fost participant și liderul dumneavoastră de partid, unde ați făcut foarte, da? Întrebați-i pe ei ce mă întrebați pe mine. Păi, sunt lucruri reale care le cunoaște toată lumea, nu? Vreți exemplu mai detailat? Pot să vă dau. Și în Hâncești avem persoane care au participat, da, ca întreprinderi, care, Dumnezeu să-l ierte, unul de ei, Petrică Vârlan, a murit, cunoașteți. Fiindcă Valex îi schimb firma, cineva din partid a spus că băi, ce legat a mor, luați repede 6
500-600 de milioane de lei, jumate ne dă nouă, jumate le lași ție, care apoi peste un an au venit și au luat toate stațiile PECO. Dacă vreți să confirmați aceste lucruri, îl găsiți pe Bădușteanu și vă întrebați, Valeriu, poftim, detalii mai concrete v-am dat. Mulțumesc! Mulțumim! Da, eu am insistat să răspund la această întrebare, deoarece și eu sunt vizat aici, atunci, că, așa, nu puțin timp în urmă, mi-a fost lipit pe poarta garajului, întoarce miliardul. Și eu chiar m-am simțit vizat că vreau să răspund. Vă răspund și eu că nu am participat la aceasta și nu este la mine. Sper să mă înțelegeți și să mă credeți. Dar dacă serios, cel mai mare jaf a fost acesta, cu 4 ani în urmă, s-a produs. După aceasta a venit guvernarea actuală, care controlează politic toate instituțiile din stat, totul. De la Procuror General, Procuratură Generală, Anticorupție, Minister de Interne și așa mai departe, tot controlează în acest stat. Întrebarea mea, având asemenea posibilități, oare chiar nu a fost posibil identificarea vinovaților? Și fiți atenți, vinovații se pot găsi. Cu întoarcerea banilor, banii cei care au fost garantați de guvern și alocați de către Banca Națională, nu credite neperformante sau vânzări de proprietăți. Reiterez și vă adresez și dumneavoastră, în 4 ani de zile, oare nu a fost posibil de găsit măcar un dolar din acest furt? Întrebarea și concluzia după 4 ani de zile, dacă aceasta nu a fost făcut, concluzia mea personală este că banii sunt la actuala guvernare. Punctul. Și încă una. Noi am zis permanent, din prima zi când am aflat despre această fraudă, nu este culoare politică. Noi vrem ca toți și în acest caz, în genere în justiție, să fie măsurați cu aceeași măsură. Nu are face. Să știți, hoția, corupția și așa mai departe nu are culoare politică. Toți trebuie să fie măsurați cu aceeași măsură. De ce nu s-au găsit niciun dolar până ziua de astăzi? Eu, având, iarăși, repetat, având la mână toate instituțiile. Mulțumim. Mai este o întrebare din... Mulțumim. Din sală. Întrebări din sală. Încă mai avem timp pentru aceasta? Ne mai gândim? Okay. Ne mai gândim, da? Doamna Sofia, este o întrebare aici în primul rând, după care o întrebare în ultimul rând. Puteți să vorbiți, vă rog. Da. Cu furturile, să ascultați, ajutoarele sociale, 3.620.000, s-au furat 5 ani în urmă, până ziua de azi sunt toți mai 30%. Undeva la 900.000. Celălalt, așa și nu știm, a să fie întoarsă, nu a să fie întoarsă. 3 milioane dintre astea ajutoare sociale, vreau 3.120.000 au furat aici asistent social, din 38 de primării, numai primării la Buzena furat. Și asta, și adresându-mă la domnul Chetar, când era vicepreședinte a reunului întrebări sociale, dumneavoastră, mai la bătaia noastră la mine, ce m-a rămas bătă eu așa pentru bătrânii ăștia, fiindcă 3 milioane s-au întors înapoi. Afară de 3 milioane și 120.000, 3 milioane s-au întors înapoi. Cui și unde? Întrebarea care este și cui? Să aflăm și cu bani milioane. Cine se răspunde? Ambii. Acesta a fost o întrebare sau un comentariu? Din care, poftim? A fost o întrebare sau un comentariu? O întrebare cu comentariu fie. Una, a doilea... Din care dintre 3.120.000 s-au furat numai orașul Hâncești, 1.600.000. Cui adresați întrebarea? La ambii. Da, eu cunosc subiectul, a fost urmarea unui control atunci la începutul când au apărut ajutoarele sociale, s-au stabilit fraude, s-au stabilit ilegalități. Noi atunci, în Consiliul Rural, am discutat acest act de control, am venit cu unele propuneri, nu am fost susținuți. Noi știm că materialele, de către controlori, materialele au fost transmise în organele de drept. Din câte cunosc eu, până ziua de astăzi, nu a fost niciun proces de judecată. Mai mult eu nu cunosc nimic. Mulțumim. Și încă un răspuns.
Da, cunosc foarte bine acest subiect. Doamna Lidia Lupu era atunci șefa agenției careva care controla tot asta, au depistat toate lucrurile astea. Erau foarte mulți membri a unui partid pe atunci. Domnul președinte, domnul Grigore Kobzac, atunci când la televiziune am spus acest lucru, m-am învinuit că eu fac show din tot asta, dar într-adevăr, foarte multe lucruri, domnul Parfene, aveți dreptate, 30% au întors și restul nu au întors banii, încă sunt convins că vine și ziua aceea când vă răspunde toți. Dar dacă vreți, eu aș ruga, dacă este cineva din Curie Hâncești, să pună lista tuturor care au beneficiat a persoanelor de aceste ajutoare sociale, care sunt și familii tineri, acolo care ei nu necesitau ajutare materiale, care primeau câte 28-29 de mii de lei pe an. Și chiar aș ruga de publicat aceste lucruri, dacă procuratura nu și-a făcut lucruri până la moment și nu știu și eu din care considerente, vreau ca acest lucru să fie publicat în presa locală, de aceste familii care... Dar eu lista dată o am și am să o dau la s-o publici. Bine, mersi mult! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Mai încurajăm oamenii din sală să pună întrebări, să formuleze scurt, da? Mai era o mână ridicată în spate. Am văzut-o, dar e aceeași persoană și de ce mă adresez și celorlalți. Dacă nu sunt și alte persoane, atunci oferim posibilitatea, da? E microfonul liber. Nu vreau să creadă lumea că suntem împotriva cuiva anume, dar îmi pare rău că oamenii nu sunt activi și intervin deja eu. Mă interesa dacă totuși problema este una de interes local, când noi în orașul Hâncești vom putea bea apă potabilă și de ce încă nu bem noi această apă potabilă? Către apă sau către personal, domnul Botnar, da. Mulțumim! Întrebare pentru ambii concurenți, da? Vă rog. Da, mulțumesc. Problema ceea ce ține de apă este o problemă pe toată țara. Cunoaștem toate localitățile, urmărim din presă și de multe alte lucruri. Acum vreau să răspund următoarele. S-a făcut la maxim tot posibilul. De la bun început, când sunt primar, am promis să rezolv această problemă. Este un proiect foarte mare, dur, care costă foarte mulți bani. Acum, ca noi să facem în Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, era necesar ca, având în acest proiect participare, 70% a fost grant, dintre care 30% a fost credit. Dar era indicația pusă, cum indicația, cerință, că trebuie să fie proiect regional, din acest considerente noi am luat în cadrul proiectului atunci parteneri toate satele de jurul orașului Hâncești, care sunt 5 la număr, la Buțieni s-a rezolvat, la Fărlădani s-a rezolvat, la Buzieni s-a rezolvat și tot nu până la sfârșit. La Hâncești 50% din oraș s-a rezolvat această problemă, dar rămâne încă 50%, dintre care pot să vă citesc și hotărârea de guvern, care suntem astăzi la finanțare în cadrul de agenții de dezvoltare centru, 29 de milioane de lei. Hotărârea guvernului este în proiectul document de aprobări de finanțare de pe anul 2017-2020, monitor oficial, numărul 119 și 126, articolul numărul 293, unde puteți să ridicați, să vă uitați că anul acesta, 2019, suntem la finanțare cu suma de 29 de milioane de lei. Asta înseamnă construcția o fântâni artizene încă la Fărlădani, un bazin mare pentru acumularea acestor ape aici, cum se spune, popor, pământul mic în deal, și totodată apeductul până la Mireșeni și la Logănești. În toate zonele date, dacă facem fântâni artizene separate aparte, apa este de o proastă calitate, este foarte sulfurată, cu mult sulf și această problemă este majoră din mai multe consilități. Și avem mulțumim, exemple mulțumim, care pot să vă spun și de mulțumim, proiectul de la Brut început 2013, proiectul de la Stolicen cu apa din 2013. Mulțumim. Aveți două minute la dispoziție. Eu cred că mai puțin la acest subiect eu m-am expus public numai o dată. Da, într-adevăr, ce ține de apa din oraș, este un proiect foarte costisitor.
Cu părere de rău, investițiile până acum nu au avut totuși o finalitate. Eu mă refer în primul rând la calitatea apei. Astăzi apa din oraș nu pot să o întrebuințez fără să o tratez. Este o realitate. Mie îmi pare rău că totuși se sacrifică prioritățile în detrimentul celor elementare, logice elementare. Una din problemele calitatea apei în oraș, și asta o cunosc specialiștii, sunt încă acele țevi din fontă care nu sunt schimbate, mai sunt o parte din țevi din fontă care sunt din anii 60-70 din coace. Ele dau multe impurități în apă și desigur că trebuie tratată și apa din sonde. Urmează de continuat investițiile în acest domeniu și nu numai în oraș. În oraș, desigur că accent trebuie de făcut pe calitate. Când vorbeam că trebuiește logica elementară de respectat, desigur că mai întâi trebuie investițiile în ceea ce este sub pământ, după aceasta trebuie să vină investiția ce ține de acoperământul asfaltic, aceleași mult lăudate drumuri. Ce ține de proiectul cu apă de la prut, este straniu să aud de la doi candidați care 4 ani de zile, mai bine zis, reprezentanții ai guvernării, proiect cu apă de la prut pentru 26 de localități. Noi am investit 20 de milioane de lei. În 4 ani de zile, în acest proiect nu s-a investit un leu. Astăzi, ambii candidați vin și fac promisiuni că acest proiect va fi prioritar. Fraților iepuri, dar 4 ani de zile, de ce nu ați... Scuze, eu îmi cer scuze la ministru. Da, eu îmi cer scuze. Dar în 4 ani de zile, de ce nu s-a investit în acest proiect? Mulțumim. Mulțumim. Noi mai adresăm această întrebare pentru ultima dată, probabil. Dacă mai e vreo întrebare din sală, dacă cineva vrea să adreseze o întrebare? Da. Mă rog. Îmi cer scuze, aș vrea să dau o întrebare la ambii candidați. Dacă ajungi în Parlament, anume pentru municipiul Câncești, ce aveți preconizat? Mulțumesc. Mulțumim. 2 minute. Bine, să știți că în persoana mea, în orice funcție, dar ca și cetățean, orașul Câncești are un prieten și un susținător. Indiferent de... Și eu am vrut să adaug atunci când ne-am referit la Manuc Bey, pozitivul care am vrut eu să-l adaug, că indiferent de divergențele mele cu Alexandru, dar noi am colaborat inclusiv și în această și la acest proiect. Prioritare, după cum am spus, vor fi educația, medicina, sportul, cultura și noi am vorbit aici despre cele proiecte care trebuie susținute. În primul rând, fără imixtiune în administrația publică locală. Un deputat în Parlament trebuie să vină să creeze oportunități pentru administrația publică locală, nu să vină să-i substituie. Groapa din fața primăriei, el trebuie să aibă bani pentru ca să decidă împreună cu Consiliul. Și obiectivele le-am spus, le-am menționat. Noi vedem că educația, medicina, sportul, cultura, trebuie și infrastructura, desigur, trebuie să fie prioritare. În toate aceste proiecte, eu pot vorbi foarte mult ce am făcut noi în mandatul precedent. Și ele trebuie, desigur, să aibă continuitate. Multe dintre ele nu au avut continuitate. V-am vorbit despre medicină. 0 investiții. Și în educație este cam aceeași situație. Și în sport, dar nu o să deschidem polemici aici. Dar sunt gata de polemici pe tema sportului și investițiilor în sport făcute în precedenții ani, în 4 ani. Mulțumim. 2 minute. Se poate încă o dată întrebare. Da. Ce am preconizat pentru municipiul Hăcești, în calitate, dacă voi fi ales deputat parlamentar pe jur, da? Mulțumesc. Planuri am foarte mari, le-am avut întotdeauna, am spus la bun început că mi-am dorit mai multe să realizez, dar nu am avut posibilul.
Acum, în acest moment, ca candidat pe circunscripție, mi-asum niște responsabilități mari, doar nu pentru municipiul Hâncești, dar și pentru toate localitățile, care este necesar, dacă vorbim astăzi, toți vorbesc de infrastructură. Este important ca, în afară de infrastructură și acești bani mulți, mari, investiți în localitățile noastre, ca Hânceștiul și ca satele noastre, noi, până la urmă, nu este tot. De ce? Că noi avem astăzi migrația, ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova, și în România, și Ucraina, și Polonia, chiar unde avem orașe împărțite, este o problemă la nivel regional, chiar este la problemă europeană acest moment, și atunci când noi investim apă în canalizare 10 de milioane de lei, dar apa asta și canalizare nu avea nimeni să o plătească pe parcurs, degeaba noi facem aceste investiții. Foarte mult vreau să mă concentrez la unor proiecte ce țin de tineri, ca ei să rămână acasă, ca exemplu pot să dau reformarea școlii profesionale din Hâncești, să o unim cu colegii de construcții, deoarece amândouă sunt de celălalt domeniu construcții și să le comasăm împreună, dar aici la școala profesională să deschidem un alt colegiu, ceea ce este necesar astăzi pentru oameni ca surori medicale sau multe alte lucruri care astăzi noi avem necesitate pentru populație ca să dăm niște servicii publice. Totodată vreau să, numai decât să duc o abordare mare și în timp foarte scurt, apartamentul pentru tineri specialiști. În afară de programele care sunt astăzi de actuală guvernare, sunt, asta noi tot, eu sunt de părere că noi trebuie să venim cu apartamente, locuințe gratis în cadrul municipalității și nici de cum să nu fie privatizate, așa cum a fost Căminul de la Colegiul de Construcție, da? Este noapte s-a privatizat. Mulțumim! Mulțumim! Declarăm încheiată această etapă de întrebări din sală și vom sări peste o altă etapă care se numește poșta civică, pentru că am observat că nu a fost plasată nicio întrebare în acea cutie și mergem la următoarea rundă. Am să rog pe colega mea, Sofia, să ofere posibilitatea concurenților să extragă câte o întrebare. La această etapă a doua, deci vor fi întrebări de ordin național, dacă la prima etapă, v-a zic, a microfonului, a întrebărilor din teritoriu, erau întrebări locale, acum discutăm despre întrebări naționale. Vă rog să ne spuneți întrebarea și să-i dați citit. Întrebare numărul 1. Este cunoscut faptul că Republica Moldova are multe restanțe privind realizarea angajamentelor asumate la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. După cum se știe, la data de 5 iulie 2018, Parlamentul European a votat rezoluția privind sistarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Întrebare. Ce credeți că trebuie de întreprins pentru ca oportunitățile oferite de acest acord să fie valorificate la justa valoare și a redobândi încrederea partenerilor de dezvoltare? Eu cred că puțin din această sală nu cunosc acea faimoasă rezoluție care, practic, Parlamentul European i-a acordat-o Republicii Moldova, mai bine zis, nu Republicii Moldova, dar actualei guvernări, în care sunt constatate grave derapaje de la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova. Finalul, punctul culminant a acestor derapaje a fost nerecunoașterea mandatului lui Andrei Năstase, primar ales în municipiul Chișinău. Votul cetățeanului a fost desconsiderat la acest capitol. Și desigur că nimeni din structurile europene nu crede în acele povești ale guvernării că aceasta a fost o decizie a unui judecător și nimic nu a avut guvernarea cu aceasta. Din contră, eu cred că aceasta înrăutățește dialogul guvernării, actualei guvernări cu cetățenii, deoarece acest fapt este evident, toți știu că se controlează și aceste hotărâri sunt motivate politic. Revenirea la o dezvoltare democratică a Republicii Moldova este condiția de reluare a finanțării și de restabilire
a finanțărilor din partea Uniunii Europene. Blocul electoral acum, platforma Da PAS, își propune ca imediat ce vine la guvernare, în 3 luni de zile, să restabilească această finanțare. Eu vreau să accentuez că relațiile rele cu Uniunea Europeană nu sunt relațiile deteriorate cu Uniunea Europeană, nu sunt unicul merit sau unica faptă de eroism al actualei guvernări. Practic, ei astăzi sunt în izolare de lumea civilizată. Relațiile bune sunt cu Dubai, offshore-ul și așa mai departe. Mulțumim, mulțumim. Eu reiterez regula acestei etape, deci este de fapt aceeași regulă ca și la etapa precedentă. Fiecare concurent electoral care extrage întrebarea are la dispoziție 2 minute pentru a răspunde la această întrebare, iar celălalt concurent are 1 minut pentru a completa acest răspuns, dacă dorește. Vă rog. Da, mulțumesc. Sunt președintele delegației Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei la Bruxelles, așa numit Corleap, unde de vreo 8 luni de zile, care reprezintă cei ce țin de autorități locale și regionale a Republicii Moldova. Cunosc foarte aceste lucruri și unele alte încălcări, unii oponenți politici, special parcă merg la unele încălcări, ca apoi să fie ca victimă sau multe alte lucruri. Eu nu vreau să mă dau cu părerea la aceste ce-au fost cu Năstase sau alte lucruri, dar eu sunt convins că în urma alegerilor care se vor petrece acum, aceste lucruri se vor relua. Dacă se fac comparație, foarte multe lucruri care ultima perioadă, ultimii 3 ani de zile, v-ați văzut și la nivel de guvern și parlament, care au foarte multe angajamente, care aproape 95% au fost aprobate de către actuala guvernare, ceea ce ținea. Dintre care a rămas un punct mare a Republicii Moldova, ce ține de reforma administrativ-teritorială. Mulțumim, mulțumim. Doamna Sofia, să vă rog să oferiți dreptul de a extrage întrebarea. Să vă rog să numiți numărul. Întrebarea 4. Întrebarea 4, domn Vasile. Conform datelor barometru opinii publice din noiembrie 2018, circa două treimi din cei interviați nu au încredere în justiția moldovenească. Conform indicelui global al competitivității, la capitolul independență justiției, Republica Moldova se află pe locul 133 din 138 de țări examinate. Ce se mai poate întreprinde pentru ca justiția moldovenească să recapete în sfârșit încrederea cetățenilor? Le-aș da și eu întrebarea asta, care 4 ani în urmă, fiind la guvernare, altă guvernare, au primit fonduri europene în jurul de 160 de milioane de euro în reformă justiției. Și aș vrea și eu să primesc răspuns și dacă voi ajunge în Parlament, eu o să cer explicații. Unde sunt toți acești bani care au fost investiți în reforma justiției? De acord, 50 de milioane au fost reparate curte de apel, judecătorii de euro, dar restul unde sunt? Și chiar aș vrea ca aceste lucruri să le știm toți pe parcurs. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți 1 minut? Rectificare, au fost investite 60 de milioane de euro, nu 160 de milioane de euro și toate au fost valorificate prin decizii de guvern în care erau guvernele de coaliție, toate. De fapt, am uitat că Partidul Democrat nu a fost la guvernare în acești ani. Sorry, îmi pare rău. Eu cred că prima ce trebuie este de făcut, trebuie discurs de sub controlul politic acestor instituții. Toți politicienii vor să controleze instituțiile drept. Toți, fără excepție, practic. Eu sper că eu sunt în acea echipă și cred că echipa pe care eu o reprezint venind la guvernare o să aibă tărie de caracter și curajul ca să nu exercite presiuni asupra organelor de drept și să pui în capul activității doar legea. Mulțumim. Mulțumim. Doamna Sofia, luăm a doua întrebare.
A doua întrebare, bineînțeles. Întrebăm și sala, dar să luăm a doua întrebare. Întrebarea numărul 3. Citesc? Da, vă rog să o citiți ca să fie acest... global al competitivității, Republica Moldova se află pe locul 107 din 138 de țări la capitolul climatul mediul de afaceri. Printre factorii cei mai problematici care descurajează businessul în Republica Moldova sunt corupția, instabilitatea politică, instabilitatea guvernamentală, birocrație și accesul limitat la sursele de finanțare. Aveți vreun plan, vreo viziune clară privind îmbunătățirea climatului mediu de afaceri în Republica Moldova? Da, am planuri și multe, deoarece până fi în funcție de primar am fost în business și cunosc lucrurile de la și până la. Și această întrebare că astăzi competitivitatea și birocrația și accesul limitat, eu, de exemplu, în primărie Hăcești nu cunosc. Indiferent de culoarea politică, cine a avut nevoie de susținerea municipalității în cadrul agențiilor economice în Hăcești, a fost întotdeauna susținut. Totodată, instabilitatea guvernamentală. Vreau să spun că foarte multe lucruri care, agenții de control care au fost asupra business-ului, foarte mult s-au lichidat în ultima perioadă, cei ce mai de mult nu s-a întâmplat. Doi, în ultima perioadă, la, iarăși ce ține de business, în urma discuției cu business, s-a micșorat impozit pe venit din salariu, s-a lichidat multe agenții de control, s-a făcut amnistie a acelor lucruri de amenzi și istorice care urmau să... care iarăși oamenii din business le-au ridicat ca să fie lichidate, să fie amnistie la aceste amenzi, ca apoi tot să înceapă de la zero și să dea eficiență. Și eficiența, pot spune cu cuvinte mari, că domnul Grigore Kobzac, concurentul meu electoral, cunoaște, deoarece bugetul față de anul trecut și anul acesta s-a majorat foarte mult la nivel de Republica Moldova, care asta și-a dat posibilitatea unor proiecte, programe ce ține de ajutorare socială a unor cetățeni și totodată de multe proiecte, drumuri bune și multe altele. Mulțumesc! Mulțumim! Aveți un minut pentru a completa răspunsul, dacă doriți. Este o întrebare foarte, foarte complexă și eu cred că aceasta este întrebarea de bază a Republicii Moldova, a fi sau a nu fi. Ori noi veșnic nu putem sta cu mâna întinsă, să așteptăm granturi și așa mai departe, noi singuri trebuie să colectăm acele impozite pentru acele locuri de muncă, să le creăm pentru a le orienta ulterior la angajamentele sociale ale guvernării. Eu vreau să spun un aspect doar. Foarte mult depinde de administrația publică locală. Cei care țin minte legea modificată a finanțelor publice din 2013, care pentru administrațiile publice locale a scos dependența dintre veniturile acumulate și transferurile centralizate de la bugetul de stat. Eu consider că aceasta a fost o măsură revoluționară. Aceasta motiva administrațiile publice locale să aibă cât mai multe venituri. Iată, asemenea practicile trebuie de încurajat și de continuat. Mulțumim! Mulțumim! Doamna Sofia, am să vă rog să oferiți posibilitatea să răspundă la cea de-a doua întrebare, domnul Kobzac. Deci, suntem la faza de idei pentru Republica Moldova. Întrebări de ordin național. Să spuneți numărul întrebării. Întrebarea numărul 5. Nu se știe din ce motive soluționarea referendului transnistrean nu mai neliniștește atât de mult populația Republicii Moldova. În sondaje de opinie, aceasta este menționată printre ultimele. Întrebarea. Dacă în Parlamentul Republicii Moldova se va pune în discuție soluționarea problemei transnistrene, care va fi poziția dumneavoastră? Federalizare
statut special sau care altă formă de integrare a acestui teritoriu în componența Republicii Moldova vedeți? Vă mulțumesc, foarte bună întrebare, apropo. Viziunea mea este Moldova un stat integru, împreună cu Transnistria. Doar că aici este un pericol. Noi avem acolo un regim prorus, un regim pronunțat autoritar, nedemocratic, care politicienii de la Chișinău încearcă să-l folosească, dincolo de faptul intereselor materiale, pentru a transnistriza, termenul cred că este potrivit, pentru a transnistriza Republica Moldova. Ori noi avem scopul contrariu. Noi vrem nu să transnistrizăm Republica Moldova, dar să democratizăm regiunea transnistreană și astfel Moldova să devină, să vină un stat integru. Impedimentul principal care este în reunificarea Moldovei sunt interesele materiale ale guvernanțelor de la Chișinău și de la Tiraspol. Eu vreau să vă aduc doar un exemplu, poate care eu foarte des l-am adresat, inclusiv și în plenul Parlamentului. Doar intermediarul de la importul, nu importul de energie electrică de la Cuciorgana, Moldova, încasează anual de la 10 până la 12 milioane de dolari, care firma, intermediarul este în Tiraspol și toți acești bani pleacă în offshore. Este un exemplu relevant de interese care țin pe linia de plutire această regiune transnistreană. Vă mulțumesc! Mulțumim! Aveți un minut la dispoziție dacă doriți completat, vă rog. Măcar că eu în Parlament n-am fost, parcă am fost departe de aceste probleme legate de Transnistria, dar cu adevărat eu spun că este o gaură neagră financiară a Republicii Moldova și sunt susținătorul că Republica Moldova, niciun fel de federalizare, trebuie să fie o țară integră, pentru asta trebuie de lucrat, ca acest lucru să se întâmple. Domnul Grigore Cobzac are perfectă dreptate, foarte mulți politicieni care au fost până acum la guvernare, foarte mulți s-au găsit soluții de a beneficia de această gaură neagră, care mulți o cunosc și cred că pe parcursul timpului o recunoaște și alții. Sunt pentru care am spus că trebuie să fie Republica Moldova integră, ca stat independent, așa cum avem la moment cum este, dar pentru asta trebuie dus tratative. Eu sunt partenerul, ca noi trebuie să trăim bine și cu vestul și cu estul, ca prin aceste lucruri de partea mea. Fiindcă atunci când ai vecin cu acel din stânga te împaci rău, dar cu dreapta bine, oricum nu rezolvă toate probleme. De asta trebuie să bună colaborare și în liniște politică și pace ca să ducem la bun sfârșit. Mulțumim. Această integrare a Transnistriei în statutul care este. Mulțumim. Mulțumim. Cu aceasta etapa dată s-a finalizat și noi mergem la următoarea etapă, una foarte discutată atunci când în toamnă am organizat atelierile în Republică. Deci am invitat la un moment dat oamenii să vină cu propuneri și soluții atunci când discutăm despre deputatul ales pe circumscripția uninominală, deoarece cunoaștem foarte bine că la promovarea acestui subiect s-au implicat mai mulți artiști, oameni de artă, a existat o amplă campanie de informare în presă și așa mai departe și oamenii au venit cu foarte multe propuneri. Iar la etapa dată, noi o să invităm concurenții electorali să răspundă pe parcursul a două minute la o întrebare. Deci, ambii concurenți vor avea câte două minute și vor urma să răspundă la întrebarea. Sofia îi va da citire. Atunci când s-a promovat votul mixt, s-a spus că se face în interesul cetățeanului. Pentru că cetățeanul să fie cât mai aproape de deputatul său, iar deputatul să fie cât mai aproape de alegători. De aceea, suntem în drept, noi cetățenii alegători, să întrebăm pe viitorii
deputați, actualii candidați. Cum vor asigura ei legătura permanentă cu alegătorii din circumscripția în care am fost eu ales? Suntem de acord cu întrebarea? Da. Mulțumim. Vă rugăm. 2 minute pentru a răspunde la această întrebare. Eu cred că mă voi încadra într-un timp mai restrâns. Regulat și în mandatul precedent m-am aflat între oameni. Regulat am, pot să vă, cei care îi interesează, am la Parlament o întreagă mapă cu petiții și răspunsuri și așa mai departe. Sunt apropo cea mai bună legătură cu cetățenii care dorești să-i reprezinți. Trebuiește, desigur, că de avut grafic de deplasare în timp în fiecare localitate și ca cetățenii să aibă posibilitatea să discute la direct. Eu cred că în mandatul viitor Republica Moldova va avea parte de democrație și întâlnirile cu un candidat nu vor fi ceva ce poate să dăuneze cuiva, din contră trebuie să fie încurajate. Noi le promitem celor din opoziție că noi nu vom proceda ca actualii atunci când activiștii noștri pur și simplu sunt intimidați, urmăriți și impuși ca să nu fie activi, să nu comunice inclusiv cu mine și așa mai departe. La acest capitol sunt gata să vorbesc o întreagă dezbatere, pentru că ilegalitățile care se comit acum în raport, comunicarea celor din opoziție cu cetățenii sunt enorme. Noi le promitem celor din opoziție care vor fi o libertate totală la acest capitol. Noi nu vom proceda ca și de așa. Vă mulțumesc! Mulțumim! Să vă rog să răspundeți la întrebare pe parcurs a 2 minute. Da, mulțumesc. Eu am fost acel care întotdeauna m-am aflat printre oameni. Nu să dreptul să stau în birou sau să fiu șef. Sunt exemple mai multe care am avut și funcția de viceministru a construcției și dezvoltării regionale, care nu am stat acolo, iar așa am venit la Hâncești. Nu așa cum o spuneau alții, că nu am avut ce fura acolo și am venit înapoi aici. La televiziune cunoașteți despre aceste lucruri, care am fost și cu corana lui Ștefan, cel mare în cap, și cu șapca lui Grigori Ivanci Cotovski. Nu mă deranjează, important azi este aprecierea oamenilor și pentru asta voi face tot posibil. Că ori în cadrul primării Municipiului Hâncești, ori în cadrul Consiliului Regional, va fi birou cu asistent care nemijlocit vom lucra foarte mult, ceea ce ține de rezolvarea problemelor a cetățenilor și totodată de multe propuneri care astăzi le auzim din toată regiunea Hâncești, care vor fi apoi implementate în și realizate aceste propuneri, pentru că cetățenii își doresc foarte multe lucruri, azi, niște localități mai bune, pentru că pe parcursul 28 de ani, într-adevăr, Republica Moldova a rămas în urmă tot ce ține de apă, canalizare și care primarilor nu le-a fost atât de simplu tuturor de țară ca să realizeze aceste obiective. Dar eu am spus, părerea mea o să cot că 3 zile în săptămână trebuie să te afli la Parlament, restul trebuie să te afli acolo de unde ești reprezentat pe circumscripția dată. Noi nu la sediul partidului și nu interesul partidului, dar de ceea ce ești ales de cetățeni. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim! Încet, încet, dezbaterile noastre se apropie de final. A mai rămas loc pentru o ultimă etapă și la această etapă, de fapt, este etapa mesajului final. O să invităm concurenții electorali să adreseze publicului un mesaj final pe durata 1 minut și, de fapt, să răspundă la întrebare de ce anume eu merit să fiu deputat în Parlamentul Republicii Moldova de la circumscripția uninominală numărul 38. Vă rog, aveți 1 minut la dispoziție. Eu?
Stimați hânceșteni, eu vreau să vă asigur că în persoana mea, dumneavoastră, vedeți un prieten, un susținător și un om care se angajează să vă reprezinte în Parlamentul Republicii Moldova. Barometrul opiniei publice arată că 7 dintre 10 cetățeni sunt nemulțumiți de actuala stare de lucruri din Republica Moldova. În acest caz, ce trebuie de făcut? În viziunea noastră, trebuie de schimbat guvernarea. Noi vă îndemnăm să veniți și să votați altceva, să votați blocul acum, care vă va reprezenta în Parlament pe dumneavoastră. Noi vă mai informăm și vă aducem aminte că la 24 februarie va fi doar un tur, nu vor fi două tururi. Așa că cei care cred că vor avea posibilitatea să-și repare greșeala, ei trebuie să vină la 24 și dea votul pentru blocul acum. Mulțumim. Vă mulțumesc! Mulțumim! Un minut, vă rog. Pentru mesajul final. Da, mulțumesc. Vreau să vă spun, dumneavoastră ați spus că din care construiește care merită. Eu nu vreau să vorbesc despre merite. Meritele îl dă cetățenilor și meritul a unui candidat îl dați acum la votarea care va fi. Deci, realizările spun de la sine, dumneavoastră cunoașteți câte am realizat cu echipa care am condus până acum primăria municipiului Hâncești. Sunt de asta și am decis să merg în această campanie electorală, ca apoi să am posibilitatea de a decide mai multe surse financiare, nu doar pentru municipiul Hâncești, dar pentru toate localitățile, să rezolvăm foarte multe probleme care stau în fața noastră, acele locuințe pentru tinerii specialiști, cămin la liceul Sadoveanu, dezvoltarea sportului, deschiderea a unor centre de tineret care urmează și acest lucru urma unor schimbări și a unor sedi care urmează de către Guvernul Republicii Moldova să fie transmise la municipalitate. Planuri sunt multe, independență de votul dumneavoastră. Ați avut până acum încredere, cred că trebuie să o aveți și mai departe. Mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim, dacă mai sunt niște întrebări, mai avem încă doar câteva clipe ca să beneficiem de răspunsurile candidaților. Și dacă nu sunt întrebări, noi mulțumim acestor candidați care au stat în fața cetățenilor, au fost responsabili față de voi și au venit să vă răspundă la întrebările voastre, să vă informeze despre platformele și planurile lor în caz că vor fi aleși în funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și vă rugăm ca acești candidați, mă adresez către dumneavoastră cu rugămintea, dar vă rugăm să vă dați mâna. Da, nicio problemă. În caz. Eu lui domnul Grigore. Oricum veți fi colegi dacă veți fi ambii. Eu lui domnul Grigore și după alegerile care au fost la primar, tot l-am invitat și am dat mâna. Atunci dumneavoastră lui ne dori, da, îți dorește. Pare bine că ceva s-a schimbat. Mulțumesc. Nu mai comentăm, nu mai comentăm. De acum continuăm, da? Eu vă promit dumneavoastră că după 24 februarie eu o să-l susțin pe Alexandru Botnar la primărie. Obligatoriu. Foarte frumos. Frumos. Mai dau o dată. Minunat. Noi suntem acum doi cetățeni, de parcă am fi acel Toma necredinciosul biblic care nu crede și mai ales nu crede în alegeri și mai ales nu mai crede în guvernare și acel Toma necredinciosul care nu mai crede și nu mai vrea să meargă la alegeri, ceva spune la sfârșit. S-a gândit, s-a certat, dar ceva ne spune. Și vă rog frumos să ne concentrăm, să-l ascultăm pe Toma cel necredincios. Ce ne sfătuie el? Poate îi confi schimbarea domnilor bucuria nebunilor. Dar alegerile sunt o treabă foarte serioasă. Eu aș spune că sunt fel de semănat. Și vorba bine, ce vei semăna, aceea vei culege. Sameni vânt, culegi furtună. Sameni castraveți, dar răsar scăieți. Dacă sămânța nu este aceea care ne trebuie, nu este sămânța cea bună. Pe 24 februarie doar vom vota. Dar până atunci,
Eu vă îndemn să alegem cu răbdare sămânța aceea care ne trebuie, să alegem cu răbdare și cu știință de cauză grâul de neghină. Și vorba vine, să nu lăsăm orbul să ne descâlcească ghemul, dar ghemul de data asta va fi foarte încălcit. Pentru că situația e foarte serioasă și răspunderea este mare. De aceea vă chem și tare mi-aș dori ca nu cumva să votăm cu capul în traistă. Oameni buni! Mulțumim! Pe final voi menționa că această dezbatere electorală s-a desfășurat în cadrul proiectului Alege Liber, Alege Conștient. Deci este un proiect implementat de Centrul Contact. Parteneri și finanțatori acestui proiect este Fundația Soros Moldova și Fundația Friedrich Ebert din Germania. Suntem organizație non-guvernamentală. Sperăm că am creat un cadru de comunicare civilizat, imparțial, non-partizanat politic. Și am oferit posibilitatea tuturor celor patru, menționez patru concurențe electorale, au fost invitați la această dezbatere și ei au confirmat prezența pentru acest eveniment. Până în final, doar doi concurențe electorale v-au acordat stimă și respect și au venit în fața dumneavoastră ca să răspundă la întrebările dumneavoastră, Maria Sa Alegătorul. Fapt pentru care le mulțumim. Le strângem mâna, le dorim succes în alegeri, iar alegătorul să facă o alegere liberă și conștientă.